Vreți voi, părinți, să fie copiii voștri sfinți? Scăldați-i nu în apă, ci în lacrimi fierbinți. Hrăniți-i nu cu pâinea aceasta de pământ, ci cu puterea dulce a Sfântului Cuvânt. Vreți voi să vă asculte în totul și mereu? Dar ascultați voi oare așa de Dumnezeu? Vreți voi ca ei să fie copii ai firii noi? Dar viața voastră cum e și ce văd e la voi? Îi vreți cu îmbrăcămintea smeriți și cumpătați și cu umblări curate, dar voi cum vă purtați? Când voi umblați ca lumea și vă îmbrăcați așa, voi veți purta o sânda de creșterea lor ea. Cădeți mai bine lacrimi, comar să vă rugați, să vi se ierte vina și viața vă schimbați. Abia atunci vor crește și ai voștri fii frumos, cu sufletul și trupul urmașii lui Hristos. Amin.